Fufa, lăsate-s-o la mine. Señorita Emma, jefe. Și s-a dus să mai aducă niște lucruri. Aoleu, ce greu. Ah, iubire, mi-ai făcut loc în sertare. Ce drăguț, mă, cum s-a gândit el la mine. Și după aia m-a ajuns să le pun și pare mele în dulapuri, că așa fac iubiții, tot împreună. Ce faci, Cheche? Îi arătam cum să-și așeze cravata. Lasă, nu-i mai arăta nimic, că de vestimentația lui mă ocup eu. Că eu sunt Cherida lui, sau vrei să fii și tu? Da. Ce da? Da, ies. Păi ieși! Știu eu cum trebuie să se îmbrace când pleacă de acasă. Nu, amore? Fecioară. Care-i zărea cum ai fecioară ziua de azi? Chiar taci, mă, sau ce-mi zice? A, tu ești fecioară. Păi mi se pare normal că la cât de chitrezi n-ai fi cheltuit o leu să-ți pierzi tu virginitatea. O sumă frumușică de bani vă face cu ochiul. Unde? Da-te, elefantule, că trece norocul pe lângă mine și nu-l văd de tine! Cum ai făcut pupăriule? Cu piciorul acestei Gantule! Șanțe. Balanță. Ia auzi, zodia ta, nu vrei să auzi ce zice? O persoană? Taci. Tac. Nu tu bai tâmpitule ăsta, tu zi. Reiau. O persoană pe care o doriți de când ați văzut-o, o să vă dea de înțeles că puteți fi împreună. Trebuie doar să recunoașteți semnele. Cati. Scorpion. Asta e Cati, trebuie să mă pregătesc. O zi bună în care te simți tot timpul vesel. Dă-te gogoșearele, că am urgență. Păi și normal, dacă te trezești noaptea și mănânci. Nu urgență, dar care te gândești tu, fratule. Da, de care? Urgență. Trebuie să te odihnești. Am întâlnire. Da, serios, cu cine? Cu destinul. Bine, mă, dar să tragi apa după el, că mai avem și noi treabă înăuntru. Vărsător. Mă, Bela, dar nu ești prea mult. Da, de unde? Ești tu prea dezorganizat. Dar dacă l-aranjăm un poco, o să intre todo. Îți recomand să iei un dulap mas grande, că acum dacă o să fiu Cherida ta, trebuie să îndublez garderoba. Trebuie să arăt muy bueno, ca să fii mândru de mine, nu-i așa, mi amor? Ce fufă și-a lăsat ăștia aici și mai ales când? Nu e să-i tăi? Adică mă faci fufă? Ce significa fufă? Fufă! Femeie ușoară, mujer facil, am eu față de așa ceva? Nu, Bela, nu. Zi de unde s-aștea? Probabil i-a uitat Rica. Rica? Că el mai poartă așa ceva. Es un poco perverso. Vai, Dios mios, sunt sora bucătarului? Încearcă să... Ce? Sapt? Acces? Sapt? Acces? Acces? Asta cu senilitate! Cu seninătate! Și cum ai zis cu păzările? Hai vezi, poate vrei să dormi pe prej la noapte! Mai subțire, că aici eu sunt șeful! Ai fost, păsăroiule, că dacă la șchecea paprii moștenirea, el e boieracul! Și tu o să stai la făcălețul lui, dacă mă înțelegi unde bat. Eu sunt șeful telenovelei, mârlane. Să moar tu! Ia-i să o întrebăm pe Betty. Ce faci mai aici? Ți s-a făcut dor de sclavie? Sorry, dar mai durează până te întorci în serial. Eu zic să-ți cauți ceva de lucru până atunci. Mi-am găsit deja chitră dezmoștenită și job de boier nu cap aici. Ha, ha! Toți ai ajuns, boieri, mă, tu o să rămâi un pricăjit. Și unde ți-ai găsit, mă, boierule? La un laborator de parfumerie. Pricăjitule, vorba lui Mârlanu.
Băi, ești prost. Păi dacă te simte Betty parfumat, nu mai scap de ea. Ce? Ce, vorbeați de mine? Nu! Ba da! De ce am vorbit de tine? Că tu n-ai rol în primele episoade. Păi tocmai de asta am venit, ca să am. Că nu vreau să mă plictisesc acasă. Și mi-a venit o idee genială! Genitală, să zicem. Scoți, mă! Talia o să aibă flashback-uri cu Alcatraz. Hai, eu nu suport flash-uri cu becuri de-astea, nu suport lumina. Stai pe loc, puișor. Din câte mi-aduc eu aminte, tu erai Alcatraz, nu? Da. Stai jos. Măi, Beatrice, secvențele extra costă bani suplimentari, pe care noi avem. Da? Atunci prefer ca Talia să fie abstinentă. Vezi că dacă nu-mi rezolv problemele la platou, s-ar putea să vreau să mi le rezolv acasă. Cu cine îmi pică mâna? Vrei? Nu! No, m-ai lăsat să termin ideea. Ziceam că costă virgulă bani pe care nu-i avem, dar o să facem rost de ei pentru că merită investiți în idei geniale cum e asta. Genitale, că... să zicem. Pentru că aceste idei geniale... Cu t- merită investiția pentru că ele cresc automat valoarea serialului, deci și încasările. Bravo, bravo, știam eu că ești băiat deștept. N-am dat-o eu. Care miroș așa bine? Mă duc să verific costumul de Alcatraz. Auda, flashback-urile astea o să fie din viitor, nu? Când îl găsești pe Alcatraz. Mărlane, flashback înseamnă amintire din trecut. Ai înțeles? Adică înseamnă că e dinainte de moștenire și eu nu o să mai fiu boier și o să fiu tot la mărâta bucătar. Ce bine îmi pare! Hai că frații se urcase boieria la cap. Și tu mie! Rica! Da? Rica, ai idee ce caută ăștia aici? Nu sunt alu șeful. Asta știu. I-am încurcat eu din greșeală prin lenjeriile lui. Sunt a unei fete care a trecut pe la mine, știi, am și eu nevoie. Da. Rica, lasă vrăjeala că știu tot. Tot? Exact! Am vrut să văd dacă ești cinstit cu mine, mă. Ema, uite, eu n-am vrut să bag râcă între voi. De-aia am mințit. Uite, spun adevărul. Sunt a unei actrițe cu care a fost șeful. Aul! De mult, de foarte mult, indică era el mic de atunci. Și știi că e nebunit după actrițe, mă rog. De-aia ești și îndrăgostit de tine. Micinosule, sunt ai lui Rica? De ce n-ai zis, mă, că sunt ochierită de-a ta? A fost un erore, Bela, un confusion. Mm-hmm. Dar ce vrei să fac? Am și eu un trecut amoros, ca... orice umbre. Da, dacă m-ai mințit, poate nu e chiar așa trecut-o. Poate ai ascuns-o pe aici, pe undeva. Că ești paranoica. Paranoia mică trece prin mejdea mare. Că pasiunea pentru actriță, apă nu se face. Auzi, mă, vezi că dacă ai renunțat la filmări, tu nu prea mai ești actriță. Și s-ar putea să nu mai fie obiectul pasiunilor lui. Eu nu fac niciun flashback cu aia, că mă călărește de mă lasă fără aer. Păi și ce vreme să fac? Ce știu, mă, ce să faci? Să faci ceva, să nu mai fie. Ce să... Ema, ce faci aici? Am venit la serviciu. Sau ați uitat că joc și eu în telenovela asta? Da, da, joci că ești plecată. E, te, nu mai sunt plecată. M-am întors și vreau să joc chiar din secvența asta. Dar nu cred că poți să te bag. Nu poți să mă bagi? Ia-o-s la el. Lasă că vorbesc cu Esteban, că el poate să mă bage. Și s-ar putea să te bage și pe tine. Undeva unde nu cred că mai încapi. Ok, o să intri în flashback-ul lui Betty. Mă duc să scriu. Nu mai e nevoie, că l-am scris eu deja, uite-l. Da, da, e Smeralda, dar nu e în secvența asta. O schimbăm! Exact! Nu, nu e nevoie. Sexul animalii dintre Tania și Alcatraz o să rupă audiențele. Așa mă gândeam și eu, nu-i așa? Păi Alcatraz nu are nicio treabă cu Talia! E secvență flashback, Van Damme. Adică ne aducem aminte de când eu eram acasă la mămica și tu mi-erai sclav credincios. Și ne iubeam pe patul plin de petale de trandafiri. Ia uzi, mă bătă ce zice asta! Știi cât costă un fir de trandafiri? Las că o să luăm din cimitir! Cum să... Și tu unde o să apar deșteaptă lângă noi în pat?
Ei, lasă că o să-i facem un flashback separat. Două? Bine, ei o să-i facem două, că da, e gagica șefului. Stai, dragă, liniștită, că nu vreau să mă mai pipăi cu sclavii. O să joc la SketchUp. O să te pipăi cu mârlanul? Da, te oftici? Nu înțeleg. Ăsta o fi semnul de la Zodiac. Cu Emma? Cred că nu m-am trezit bine. Până dimineața, Cati! Hola, Mârlane! Sărmână, ce bine arăți! Hai, nu mă servești și pe mine ca o cafeluță! Gogoașă! Să mă trezesc! Gogoașă! Da! Servește-l și pe Mârlanul cu o cafea, că eu mă grăbesc! Opa, păi ce faci, bă, boierule? Ai ajuns să-l servești pe bucătar, să-i versal oriunde? Hai, mișcă o dată cafea, că stau după tine pe la prăz. Cati, să știi că eu nu-l mai servesc pe asta, că își bate joc de mine. Nu vezi că mă tratează ca un sclav? Servește-l tu! Cogoașă, n-am timp de prostiții, am spus, termină cu bastea. Zi mai bine că nu vrei să-l servești ca să nu te agaseze cu avansurile lui lipicioase. Hai, bă, o dată cafea aia, ce faci, acuoculegi? Ce, fierbi de nervi? Ești negru ca cafeaua. Auzi? Doar nu mai bine pe tine, mă, să încălzească mai repede. Mârlane, te rog frumos, nu mai face mișto de el, că ne supărăm, să știi. Păi ce, eu fac mișto de el, natura a făcut, uite-te și tu la el. Pa! Te pup! Doară! Și de el, în ceașcă! Ia, citiți? Și ziceți voi că n-ar trebui să mă fac și scenaristă. Sigur n-ar trebui, că ne-ai complexat cu restul talentelor tale. Aia? Cum e? S-aud comentarii, sugestii? Ok, ok, dar să tragem repede, pentru că trebuie să ajunge la Talia și Alcatraz, că acolo e mult repetat. Mie mi-a făcut textul viceversa, eu. Hai, mă, mână, lasă cititul, că-ți povestesc eu, fii atent. La SketchUp își amintește cum a ridicat-o pe Smeralda de jos când a căzut ea de pe cal. Și calul cine? Nu-l vedem. Ah, e invizibil. S-a întors la grajduri. Cine? Calul ăla invizibil, Mârlane. Ah, acum înțeleg. Ai bovelinat-o, să vezi cât costă un cal de la invizibil. Mârlane, revenim, da? Ne suntem pe câmp la câteva sute de metri de conac. Hai, da? Grijă să nu calci în panică. Ce panică? Era sigur că nu o să o vezi, pentru că e o balică invizibilă pe care a făcut-o calul ăla invizibil care s-a întors la graj, dai grijă! Am grijă, am înțeles! Acum, tu mă iei în brațe și mă duci spre conac. Noi suntem la câteva sute de metri da, de conac. Da, păi ce-a întâmplat să-mi dau dracu hernia? Mârlane. Păi cum care o câteva sute de metri? Mârlane, mă ridici și schimbăm câteva replici! Cu calul sau cu tine? Cu mine, Mârlane, hai sus! Hai, nu mă enerva, că altfel joc cu Alcatraz și tu cu Talia, vrei? Nu, nu vrei? Rămâne atunci, cu calul. Fii atent aici, fii atent aici. Eu sunt pe jos, da? Și tu mă ridici. Mă ridici și zici, buna mea stăpână, mai trăiești. Și pui mâna aici să vezi dacă îmi bate inima. Hai, hai. Buna mea, sână, mai trăiești. Ți-a ieșit o bubă. Mârlane! N-am hârtie. Dragule, fii atent, fii atent. Hai, nu te speria, fii atent. Pui mâna aici, aici și aici. Hai, hai că poți, hai. Bună mea, stăpână, ești rănită pe undeva, pe aici? Pe aici sau... Dă o mănușă, că am probleme cu închietul. Tragi un curent să ne bun... Sau pe aici? Unde este bani să mă depi pe ea la asta? Esteban se pricepe la actorie, termină, mă, și-ar înțelege jocul. Nu ca alții care stau și râd ca proștii, ca țăranii la Căminul Cultural. Dacă nu crezi, du-te și cheamă-l, mă. Hai, mă, Mârlane, mă, iei odată în brațe sau ce dracu faci? Hai odată. Te iau. Hai, ce întreabă, mă? Bună mea, stăpână! Te doare pe undeva, ești rănită, pacii sau pe unde vrei tu? Ah, bunule, la SketchUp, nu mă doare, nu am răni. Poate doar în suflet. Ah, pupația și rana ta din suflet. Ce faci, mă, inconștientule? Ce faci? Ceva ce ar trebui să vadă și șeful. Stai, mă, că pupatul nu era în secvență. Este improvizația lui, e proastă. Nu e proastă, adică... Păi de ce mi-ai explici mie? Ar trebui să-i explici lui Esteban. Lasă că o rezolv eu.
Du-ți rezolvă testul. Bete, vezi că eu cu el am terminat. Nu le-ai pe dânsul să repetați? Eu n-am terminat. Bă, da, trebuie să repetăm. Stai, mă, Bete, că n-am machiajul de Alcatraz și nu pot să-mi intru în personaj. Stai puțin, da, zile să te dea cu negru de la de calitate, că trebuie să ne mozolim mult. Și nu vreau să arăt căminării după scenă. Stai că ne zic eu, stai. Mărână, fii atent. Doamna Emma. Da. Ați adus chiloței de la costumul de Esmeralda? Că am citit ultima secvență și trebuie să vi se vadă atunci când cădeți de pe cal. Chiloței? Care chiloței? Aia negri din dantelă. Hai, călării cu chiloți negri, ai pătat calul, ce? A pătat calul, că era invizibil, am pus era cu alb. Nu că era negri, chiloții la... Nu înțeleg nimic, nu înțeleg! Vi-am dat atunci când am adus hainele lui șeful de la călcat. Ce proastă! Știu că nu trebuia să descomplectez costumația, dar m-am gândit că e lenjerie intimă și trebuie să o spălați. Nu, că nu de tine ziceam, de menajera mea e proastă, că nu mi-a spălat lenjeria. Proastă, i-a spălat pantonul, nu mi-a spălat chiloții. Bine că filmăm mâine și nu asta. Mai chiloți. Păi și calul cine îl spală? Cine îl găsește? Cine să-l spele? Un orb? Unde dracu să găsești cal invis? E pătat! E pătat, îl găsește! Ce bine că l-ai pătat, Emma! Ce-i, mă, Mârlane, îți place? Îmi place. Păi... Că nu s-a inventat gustul care să mă fac pe mine, să nu mănânc. Plus că tu n-ai cum să gătești ceva care să nu fie gustos. Păi și atunci ce-ai pățit? Ești bolnav? De ce nu mănânci? Cati, sunt preocupat. Preocupat? Tu? Da, am un prieten care are o vecină care e cuplată cu un barosan. Dar scam fâții ești pe lângă prietenul ăsta al meu. Așa. Și nu știu ce să fac. Ăsta, nu știu ce să-i spun să facă lunărodul, că cu barosanul nu poate să puie. Dar parcă nici nu i-a zice să renunțe la ea, că e bună, rău. E bună la suflet, mă, Cati. Așa mi-a zis. Și dacă fata îl vrea, nu-i păcat să o dezamăgească. Auzi, mă, Mârlane, dar de când vă pasă vouă, bărbaților, de ce vrem noi femeile? Uite că mie îmi pasă. Adică lui, adică la amândoi ne pasă. Mă uimești? Nu credeam că ești așa profund. Adică să fiu sunt profund. Eu, ce profund e puțin zis. Eu sunt tata profunzimii. Ce tata? Măsa! Auzi, mă, Cati, tu crezi în semne? Da. În alea de circulație. Mândale, astea supranaturale, zodiace, horoscoape, etcetera. Crezi că ar putea semnele astea să te îndrepte spre sufletul pereche? Spre sufletul pereche, Ferdi? Acolo nu te duci decât urmărind semnele pe care ți le arată oamenii din jurul tău când încerci să-i cunoști mai bine. Nu uitându-te în horoscoape și în stele. Verzi, pe pereți. Nu, îmi pare rău. Pe mine viața m-a învățat să fiu mai pragmatică. Adică în dragoste e ca în economie. Înțelegi? Ce treabă? Funcționează principiul cererii și ofertei. Uite, de exemplu, să zicem că tu îmi ceri ceva de băut. Cerem ceva de băut. De ceva de băut? Și eu îți dau. Dar, pentru că te plac, nu-ți cer bani pe ea. Vezi? Am fost directă, nu cu horoscoape, stele și alte prostii. Ți-am făcut cinste, deci te plac. Wow! A știut eu că ești fată deșteaptă. Cum face ciorba? 8. Ia, 8 euro și 50 de bani. Asta, bacșiș pentru consiliere. Mersi. Țineți tu bacșișul și băutura e din partea casei. Mi-a făcut cinste. Deci mă place. Băi, ești depus de-a dracii tău, de până acum n-aveam niciuna, acum am două. Ce? Dar nu să știu pe care s-o aleg.
șase ori. Mamă! Ce tocnești așa? Ai insecticid că l-am angajat la o firmă de dezinsecție. Ce să faci, mă, Betty? Unii trebuie să mai muncească și suplimentar. Asta e viața! Te deranjează, nu? Nu. Cum nu? Nici dacă ți intră mirosul haine? E, lasă că e mai bine, că de-abia nu mi le mai mănâncă molile. Auzi, Betty, nu te deranjează nici la nas? Nu mă deranjează nici la nas, că te vreau rău de tot. Stai, mă, Betty! Stai, mă, Betty, că mă deranjează pe mine! Vreau că m-am înfundat deja! Trebuie să mă duc să mă desfund, să fac un duș ceva! Că altfel o să mă mai fac conștiință! Stai puțin! La, tata! Bună, dracu! Hola. E cu sâmbur, vin cu sâmbur să treabă, dragă, bom. Lane, aduc eu mâncarea acasă, nu e nevoie să vii aici toată ziua. Las că la cum te moși bândești, prefer să mănânc caldă. Ce? Ce faci, mă, Lane, îmi faci anti reclama? Până acum nu s-a plâns nimeni de mine. Dar cine a zis că m-am plâns? Uite, de exemplu, un studiu american zice că grașii servesc cel mai repede la mese. Dumneavoastră, ce credeți? Lane, te rog să nu mai faci mișto de el, că se descurcă foarte bine. Păi dar ce mă, Cadi? Am făcut mișto de glume și așa ca între prieteni, ca între mine și el noi. Mărlane, eu zic să te potolești, pentru că altfel o să ai de-a face cu mine. Tot așa ca între prieteni. Asta-mi place, mă, la ea, că-i dură. Ce iubițel cu minte, am deja ajuns acasă. Am venit, Tomas, rapid, ochi, dacă veneam mas tarde, m-a acusat iar că te însel. Amore, ce ai? Exagerez! Cine e paranoic acum? Cine m-a acusat fără motivațion? În timp ce se mozolește cu mărlanul, la greu. Ți-a spus vipera aia nemernică. Și ce dacă? Că era doar o repetiție, iubire. Tu m-ai trimis înapoi în telenovelă. Și unde scrie în scenariu că tu te mozolește cu la SketchUp? Arată. Păi nu scrie în scenariu ăsta că este o secvență nueva. E eu so e stupido. Chiar mă superi. Cum poți să crezi că aș putea să te înșel cu Morlanu? Cu Balena Moby Dick? Cu Flanina Ambulanția? Ce naiba, mă, amore? Eu? Sunt actris! Eu joc în telenovelas! Nu e nimic adevărat! Hai că parcă-ți plăceau actrițele! Nu-i așa? Bente de-o mi vera, ai nu prin cacuidă! Con alegria, ai con alegria! Ip Man, e tare asta! Betty! Ce faci, măi, nebunii de șochin? Vrei să declanșez calamitatea? Vreau să-i cer un sfat impertinent, băcății! Cum, mă? Pertinent. Un sfat pertinent, pupăză, că mi-a picat cu tronc două muierbă și nu știu la care să mă îndrept. Păi du-te, mă, naibii sus la ea și vorbește, că chestiile astea se vorbesc între patru ochi. Păi eu n-am decât doi. Uite-te în oglindă. Mai avea pe cameră vreo oglindă întreagă? Mă, ce bom. Bandame, vino, mă, că a trecut calamitatea. Auzi, te cheamă Ip Man. A întrebat de tine. Betty! Nu e. E te trandafir. Păi de ce n-aș încerca așa, că e metoda aia tradițională, cu mă iubește, nu mă iubește. Ca la... Nu? Să... Da. Ema, Cati. Asta e. Ema. Da, am început cu ea. De ce să nu-i dau șanse să vedem și invers? Deci, că
Emma, Cati. Emma, Cati. Emma, Cati. Știam eu că e o șmecherie. Cu dracu să fac, le dau șanse egale la amândouă. Amândouă, Cati, Emma. Amândouă, Emma, Cati. Amândouă, Cati, Emma. Amândouă, Emma, Cati. Ce faci, Morlan, aici? Mă... Mi-ai presărat pedale pe pat. Da, n-am găsit pedale și ți-am pus pe tu. Nu eu, Vandame, ți le-a pus ca să ierzi, că n-am putut să repete cu tine. Să... Eu fug, vă las că vreau să vă deranjez. Știam eu, iubitul meu, că tu ești un sensibil, dar faci așa de indiferent de ochi. Mă, băti, nu eu am pus ăsta de drumul! A, nu tu! Stai, mă, băti! Stai, mă! Ce-ai, mă, că nici n-am început? M-a înțepat! Ce te-a înțepat? Mă, nu știu! Păi de ce l-ai pus, mă, deșteptule, acolo? Dar nu eu l-am pus! Mama m-a înțepat direct în coloană, de că trebuie să ajung la spital, să nu rămân paralizat ca Adolfo! Eu de mi-am morțit piciorul! Stai, mă, puțin! Nu! Auzi, bă, Gogule, cer și un sfat așa, ca între prieteni, mă, că noi suntem prieteni, nu? Prieteni, Mărlane? După ce ți-ai bătut joc de mine la restaurant? A glumit, bă, Gogule, ce dracu, tu nu mai știi de glumă. Păi ce, tu te-ai bătut joc de mine la platou sau ai uitat? Vă doamne să știi că n-am vrut. Lasă, Mărlane, că mi-au prins bine. Că dacă nu mă înțepam în ei, nu scăpam de calamitate. Mersi, bă. Ce, Vandam, ce nu mai țin minte? Unde rămăsesem cu discuția? Ah, da, ce vreau eu să te întreb. Cum îți dai seama dintre două femei care te place, bă? Bine, te întreb pe tine cu toate că nu ești vreun Brad Pitt. Nu te potolești. Adică ce vrei să spui, că sunt urât? Nu, mă, dar zic, cum să explic eu ție ca să mă înțelegi tu pe mine? Zicea că nu prea semănați tu cu Brad Pitt, de la sex. Și nici acolo nu sunt sigur. Bă, Mărlane, femeia aia care te place sincer, te place pentru... Pentru cum ești tu, pentru lucrurile simple, cu bune, cu rele. Te place pentru cum mergi, pentru cum râzi, pentru chelie? Am chelie? Cum mai există și femei din astea? Da, Mărlane, există. Și există și femei care te plac chiar dacă ești handicapat. Păi și tu de ce n-ai prieten? Hai, o repetiție și pe urmă tragem. Iubițel! Ce-ai pățit, mă? Ce să pățesc? Am făcut alergie la medicamentele pe care mi le-au dat aia seara la spital și nu putea să mă machieze peste eritem. Na. Pupăză, trebuie să mănânc filmarea. Mânam pe naiba! Bă, voi vă jucați cu mine? Vrei să mă joc eu cu tine? Stai, dragă! Stai acolo! Cu șeful, că eu sunt doar reprezentantul lui pe platou. Dacă vine aici și ne întreabă ce-am filmat zilele astea. Da, și ce propui acum? Ce propui? Să adaptăm! Uite, zicem că Alcatraz a vrut să se facă alb pentru Esmeralda. Așa ca Michael Jackson. Și nu e și peeling-ul? Exact ca lui Michael Jackson, na? Pe vremea nici măcar nu existau esteticieni. Da, dar existau vraci. Și zicem că i-au greșit vraja și a ieșit piele roșie, na? Mă pupă, să tu ești idiot! Cum să-și amintească talia de Alcatraz roșu când el era negru? Auzi? Nu mai bine filmez eu flashback-urile cu tine? Betty! Erați la majoratul tău. Așa. L-ai invitat și pe pupăză? Da. V-ați îmbătat? Da. Și îl te dezvirginați? Oh, ce idee vreau! Nu stai acolo! Măi, Betty, mă! Publicul știe că ai fost cu Alcatraz. Și? Și cu Adolfo. Păi și dacă o să mai ieși cu mine, o să par curvă, mă! Vrei asta? Nu ții și tu la imaginea ta
Rămâi dragă la Alcatraz că sexul cu negri face audiență. Dar tu n-auzi că el nu poate să se facă negru, e surd, nu poate să se facă negru. Ok, ok, schimbăm povestea ca să se potrivească. Fii atent, în loc să-ți aduci tu aminte, visezi ceva din viitor. Adică o să ai un coșmar cu Van Damme care a ajuns în iad și s-a făcut roșu la față de la căldura de acolo, na? Dar de ce vă să mă duc eu în iad? Pentru că ai înșelat încrederea familiei Van Damme. Și pentru că ai precurvit. Eu? Da, și cu Rozaura, și cu Talia, și cine știe cum ai cine. Pare logic. Păi? Hai că te-ai scos, pupăză. Păi normal. Hai să repetăm până nu apare șef. Hai. Ce-naiba? Tu iar te-ai dat cu insecticid? Nu m-am dat cu niciun insecticid, intrigantule! E parfum că vin de la muncă! Ciu! 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 Aoleu, la el am alergie! Ciu! Ciu! Iartă-mă, dar nu mai putem filma! Ciu! Îmi pare rău, Betty! Scuză-mă, n-am știut! Uite, o să ies afară ca să poți să te liniștești un pic. Pupăză, asta e, mă. Trebuie să te sacrifici. Filmezi tu în locul meu. Bă! Hai, Pupăză, du-te și pregătește-te. Hai, du-te mai repede, că ai zis că suntem în întârziere. Ce faci, frumoasă? Dar ce bine miroși. Ce faci, mă, iar ai început sau te largă Betty? Stai, drag, hai mă, fată, mă, ce n-ai acum dacă îți plac femeile? Asta înseamnă că niciun bărbat nu mai poate să te complimenteze. Auzi, îmi spui și mie cu ce parfum te dai ca să știu să iau iubitei mele. Ia. Păi ce faci, mă? Ce faci cu parfumul meu? Mă... Cum te dai așa cu el? Măi, să nu uit mirosul! Hai, dragă, că-ți iau eu altul! Sau nu, că după aia ar zici că-ți fac curte! Ești gata? Păi nu te-ai machiat în Alcatraz? Stai, dragă, să repetăm puțin așa, să ne asigurăm că ți-a trecut alergia. Ce vrei, să consum fardul degeaba? Dacă te ia strănutuși de la mine, a? Ia... Hă? Vezi? Te-ai dat cu parfum. Da. Te deranjează. Asta e, nu putem filma. Ce să... Pupăze, calmează-te că n-am nicio problemă. Mă deranja doar parfumul lui Van Damme, că era din flori de câmp și sunt alergică la polen. Este cu levănțică. Asta mă excită, mă. Așa cu levanțică! Vai! Vai, machioză, idiotă! De ce? Pentru că eu sunt alergic la levanțică! Gata să mă duc la spital până nu intru în șoc anafilactic! Stai, mă! Deocamdată nimic. Urmărește-mă cu atenție. Uite-te la mine. Ai pățit ceva la picior? Nu, vreau să-ți arăt numai ce bașcheți noi mi-am luat. Nu par noi. Mârlane, te simți bine? De ce? Nu-ți place râsul meu? Te-ai tras curentul? Mă duc să-ți aduc un antiinflamator. Vin imediat. Înțeleg! Te-ai tras curentul, ai? Dar mă întrebai tu cum e cu femeile, că să te dai la capi. Și-ar pe trădător ce ești. Ce să mă dau, bă? Ești de viitor, bă? Unde vezi că mă dau eu? Ți-am zis că dacă te mai iei de el, ai de-a face cu mine? Bunicule! Cred că am găsit sufletul meu pereche! Gata!
Pi! Haide? Ești gravidă! Nu! Și scoate-mi și pipăierile, să nu-l mai strânesc pe libidinos. Că Esmeralda știe să călărească, deci știe să și cadă de pe cal fără să se lovească. La Schecea vine doar așa să îi aranjeze hainele. Ok, ok. Da? Acum am înțeles! Tu ești femeia de la horoscop! Eronat, că eu n-am prezentat niciodată horoscopul. Asta e. Asta e. Las ketchup cade de pe cal și eu vin să-l ajut să-și revină, nu? Scoală-mă de auzi! Una alegria, e ca una alegria. Chiche! Si? Che fufa a lăsat pesto la mine? Senior Emma. Emma, Senior Emma! Date, date, elefantule, că treci norocul pe lângă mine și nu-l văd de tine! Cum ai zis? De, elegantule! Balanță! Ia uzi, zodia ta, nu vrei să auzi ce zice? Taci! Op! 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 Nu tu zi! Nu tu zi, da! Nu tu zi! O sumă frumușică de bani se va face. Continuă. Băi, Măruță, nu ți-e rușine? Nu te crezi la ProTV? Și unde ți-ai găsit, mă, boierule? La un laborator. La... Mai bună echipă. Da, da, da. Hai la olănești. Bravo, bravo. Stai jos! Stau! Măi, Beatrice! Tu aveai! Hai! Bravo, bravo! Te trebuie pe tine cu toate că tu nu ești Brad Pitt, dar așa... Nu încetezi, nu? Adică ce vrei să spui, că sunt urât? Mai zi-mă o dată replica să vitru, că nu, nu pot, mă bunește râzul, dar...